Din 4 octombrie, râmnicenii vor avea căldură în calorifere. Având în vedere prognoza meteo pentru perioada următoare, condițiile impuse în contractul de furnizare a energiei termice, referitoare la obligativitatea reluării furnizării agentului termic pentru încălzire, în condițiile în care temperatura exterioară între orele 18 și 6 se situează 3 zile consecutiv sub plus 10 grade Celsius, societatea CEDGovRAES anunță că începând cu data de 4 octombrie 2019, ora 8, va relua furnizarea agentului termic pentru încălzire în sezonul rece 2019-2020 în municipiul Râmnicu-Vâlcea, inclusiv la CET Copăcelu, respectiv în orașele Băile Olănești și Călimănești. Toți consumatorii racordați la sistemul de termoficare urbană și care desfășoară lucrări la instalațiile termice interioare sunt rugați să ia toate măsurile de finalizare a lucrărilor până în data de 4 octombrie 2019, în cazuri excepționale pentru finalizarea lucrărilor, să izoleze rețelele interioare de la robineții contoarelor de energie termică sau se pot adresa pentru asigurarea condițiilor de lucru la dispeceratul de termoficare urbană Râmnicu-Vâlcea, strada Mihai Viteazu, numărul 43, telefon 0250-718-092 sau la telefon sau fax 0250-718-090 prin adresă scrisă. De asemenea, asociațiile de proprietari, în funcție de propriul program aprobat, pot consuma agent termic pentru încălzire continuu sau fracționat prin închiderea și deschiderea robineților de izolare montați în amonte și aval la contoarele de energie termică. 400 de mii lei pentru susținerea fotbalului vâlcean. Consilierii județeni au aprobat miercuri proiectul de hotărâre privind alocarea de finanțare nerambursabilă de la bugetul propriu al județului Vâlcea pentru programele sportive de utilitate publică. Banii alocați, în sumă de 400 de mii lei, vor ajunge la cluburile de fotbal din județ. În urma unui concurs de proiecte și în baza unui regulament, Consiliul Județean va finanța din acești bani proiectul susținerea fotbalului vâlcean cu suma de 350.000 lei, ceea ce reprezintă 90% din cheltuielile aferente competițiilor sportive organizate de Asociația Județeană de Fotbal Vâlcea. De asemenea, Asociația Clubul Sportiv Hidro va primi 35.000 lei pentru promovarea cluburilor sportive vâlcene, iar Asociația Sportiv-Culturală Sarmigetica 15.000 lei pentru participarea la Euromini Fotbal Cup 2019. Stimați colegi, este vorba de alocarea unor sume importante de bani în urma procedurilor pe care le-am făcut Asociației Județene de Fotbal Vâlcea, Asociației Clubului Sportiv Hidro, și vorbim aici despre juniorii republicani, sunt 100 și este foarte bine, și mai departe Asociația Sportiv-Culturală Sarmigetica. Materialul supus dezbatere și aprobări în cadrul ședinței de comisie, dacă sunt observații. Domnule președinte, vreau să vă spun că în momentul de față, dacă ne aducem cu toții aminte, avem două echipe de fotbal în divizia 3-a, Liga 3-a Națională. În momentul în care a promovat și clubul de la Dești, am spus cu toții și dumneavoastră și noi că vom fi imparțiali, și anume că ambele cluburi din Liga a III-a vor primi o susținere financiară similară, și rugămintea este să nu uitați lucrul acesta, pentru că până în momentul de față doar clubul din Horezu a obținut o finanțare de la noi, zic eu, consistentă. Eu cred că este corect ca în fotbal să nu existe divergențe politice și să susținem acest lucru. Iar al doilea amendament pe care vreau să-l fac este ca pe viitor, spuneați de clubul de la Hidro, întâmplător eu știu câte cluburi există în județul Vâlcea sportive la nivel de juniori, și private și de stat. Aș vrea ca de acum înainte să fim imparțiali în tot ceea ce ține de sport, pentru că vorbim de 20 de cluburi de juniori private. Noi alocăm bani doar la două cluburi. La Hidro, într-adevăr, sunt niște grupe de excepție, însă sunt și alte cluburi sportive care au performanțe deosebite. Și n-aș vrea să ocolim faptul că există o suspiciune la Sarmigetica, clubul patronat spiritual de către domnul ministru Matei. Ori cred eu că
De asta trebuie să aibă loc o dezbatere și anume ca în fotbal și în sport, politicul să nu-și aibă locul. Spun asta deoarece plasa energetică există suspiciunea plauzibilă de care vă spuneam cu domnul ministru Matei, care este cumva legat de acest club. Mai există încă aproape 20 de cluburi sportive de copii și juniori care ar trebui susținute de către noi. Vă mulțumesc. Eu nu știu ce poate scrie pe aici cu suspiciunea. Eu nici nu știu cine sunt sarmii Jessica. Știe domnul Matei, puteți să-l... De dat socoteală, o să dați și dumneavoastră, dar curând. Dacă tot vorbim despre treaba asta. În altă ordine de idei. Bineînțeles, ați citit materialul de la ordinea de zi. Acest material este făcut în urma unei selecții, în urma unor programe depuse. Nu ai de unde să știi cine trece și cum, pentru că sunt niște rigori legale. Noi aici nu alegem, domnul consilier PNL, noi aici nu alegem pe ăla, pe ăla și pe ăla. Facem un regulament pe care l-ați aprobat, dar bănuiesc că știți ce votați. Hai să nu stricăm momentul ăsta în care chiar facem o faptă bună, legal, repet, asociația... Să fim imparțiali. Deci, eu nu v-am întrerupt. Bineînțeles că suntem imparțiali, pentru că se face legal. Selecția se face în urma unui regulament pe care tocmai l-ați aprobat, dar nu l-ați citit, se pare. Legal și subiectiv. Domnul consilier, nu fac un dialog cu dumneavoastră aici și vă rog să nu mai întrerupeți. Vă rog foarte mult. Mergând mai departe, v-ați trezit târziul cu Băieștiul. Am anunțat deja de la meciul de cupă de la Horezu că vom invita la discuții clubul din Dăiești și în exercițiul financiar viitor vom avea în vedere, așa cum am făcut și în cazul celălalt, în condițiile legii, pentru că și aici sunt niște rigori pe care trebuie să le respectăm, să ajutăm și această echipă care îi dorim succes în această ligă. Vreau să spun doar că a fost un concurs de proiecte. Regulamentul a stat în transparență pe site până a fost aprobat. Toată lumea a luat act despre acest regulament. Ce a făcut Consiliul? A alocat o sumă de 400.000 de lei. Dacă erau 20 de proiecte și erau eligibile, pentru că nu au fost criterii subiective, a fost o comisie care a analizat documentele depuse, puteau fi finanțate toate proiectele. Bineînțeles, cu sume eligibile, pentru că nu tot ce cer, mă rog, dumneavoastră în documentație, este și eligibil. Asta am vrut să spun. Deci n-a fost o selecție în baza altor criterii decât cele aflate în regulament. Și nu au fost mai mult de 3 proiecte depuse. Deci se poate verifica. Conform regulamentului aprobat de Consiliul Județean Vâlcea, banii vor fi folosiți pentru plata cheltuielilor de arbitraj la competițiile de seniori și juniori, precum și pentru organizarea galei fotbalului vâlcean. Acest buget suplimentar de 350.000 lei, care ne vine de la Consiliul Județean Vâlcea, este o mană cerească pentru susținerea fotbalului vâlcean, a declarat președintele AJF Vâlcea, Adrian Comănescu. La începutul lunii mai 2019, atunci când a candidat pentru funcția de președinte al Asociației Județene de Fotbal, Adrian Comănescu a promis că va face tot ceea ce este necesar, împreună cu echipa sa, pentru revigorarea fotbalului vâlcean. Pentru realizarea acestui obiectiv, Comănescu a reușit să aducă alături de Asociația Județeană de Fotbal un partener foarte important, Consiliul Județean Vâlcea. Sunt extrem de bucuros că eu împreună cu echipa mea am reușit să atragem alături de Asociația Județeană de Fotbal un partener atât de serios. Și aici trebuie să numesc Consiliul Județean Vâlcea, o instituție cu foarte multă greutate ca autoritate în județul Vâlcea. Credeți-mă că în acest moment sunt foarte, foarte bucuros că pot, așa cum am promis în campania pe care am demarat-o numai cu câteva luni, că pot ajuta fotbalul județean. Acest buget suplimentar care ne vine de la Consiliul Județean este o mană cerească pentru echipe. Cu siguranță toată lumea va fi mulțumită și cred eu că aducând acum acest surplus pentru echipe, fotbalul județean, din punctul meu de vedere, va crește foarte mult. Cred eu că această sumă foarte, foarte mare ajută echipele să se reorienteze
ca bugetul pe care îl obțin de acum încolo să fie direcționat în alte părți, nemai având această presiune a baremului. O să suportăm, exact cum am spus, acest buget la toate nivelurile, că sunt senior, că sunt junior, o să-l împărțim în mod egal. Este foarte, foarte important pentru noi ca Consiliul Județean și vă spun un lucru care în acest moment la nivel de țară nu cred că vreo autoritate locală finanțează cu o sumă atât de importantă fotbalul județean. Este un merit extraordinar al Consiliului Județean. Ne bucurăm că este alături de noi, că acest proiect a trecut și a fost aprobat. În numele său și al echipei sale, Adrian Comănescu mulțumește consilierilor județeni că au aprobat suma de 350.000 lei pentru finanțarea proiectului Susținerea fotbalului vâlcean, ceea ce reprezintă 90% din cheltuielile aferente competițiilor sportive organizate de Asociația Județeană de Fotbal Vâlcea. Vreau să mulțumesc pe această cale Consiliului Județean, consilierului Consiliului Județean, domnului președinte al Consiliului Județean, care este alături de fotbalul județean, și pentru noi este un mare pas făcut pentru a ajuta echipele. Și după cum știți, în acest proiect avem mai multe lucruri pe care le-am solicitat. Avem de organizat Cupa Satelor, avem de organizat Cupa Stațiunilor, avem de organizat Gala Fotbalului Vâlcean. Sunt mai multe acțiuni care vor fi prin acest proiect finanțate și este un lucru benefic. Cred eu că e normal să dăm reprezentanților de seamă fotbalului județean ce al lor și cred eu că la finalul anului, la acea gală pe care o să organizăm în cinstea dumnealor și pentru dânsi, cred că o să simtă toată lumea acest aport extraordinar al partenerilor noștri foarte, foarte importanți. Consiliul Județean, încă o dată vă spun că merită felicitările noastre și sunt convins că așa cum am primit astăzi, după ce am aflat că acest proiect a trecut, din partea membrilor afiliați ale Asociației Județene, multe, multe felicitări. Felicitările trebuie să se îndrepte spre partenerul nostru oficial, Consiliul Județean Vâlcea, și trebuie să le mulțumim foarte mult pentru acest ajutor. Rata șomajului în județul Vâlcea în scădere. La sfârșitul lunii august, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, erau înregistrați 5.261 de șomeri, din care 2.557 femei, rata șomajului fiind de 3,29%, mai mică decât valoarea înregistrată la finele lunii august 2018 de 3,39%. Din totalul de 5.261 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vâlcea, 1.610 erau beneficiare de indemnizație de șomaj, iar 3.651 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.339 de șomeri provin din mediul rural și restul din cel urban. De asemenea, în luna august, cel mai mare număr de șomeri s-a înregistrat în categoria de vârstă cuprinsă între 40 și 49 de ani, respectiv 1.380 de persoane, între 50 și 55 de ani, 973 de persoane, iar sub 25 de ani, 1.146 de persoane. În funcție de nivelul de instruire, ponderea cea mai mare în rândul șomerilor o au persoanele cu studii gimnaziale, școală profesională sau fără studii, reprezentând 59%, în timp ce șomerii cu studii liceale sau post-liceale reprezintă 34% și doar 7% au absolvit o facultate, precizează purtătorul de cuvânt al AJOFM Vâlcea, Liviu Cochirlea. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare se prezintă astfel: 16% persoane foarte greu ocupabile, 65% greu ocupabile, 10% mediu ocupabile, iar 9% sunt persoane ușor ocupabile, mai precizează purtătorul de cuvânt al AJOFM Vâlcea. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea. Teatrul Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea vă invită vineri 4 octombrie, începând cu ora 18:30, la premiera spectacolului Sufletul meu, Pan, de Iulian Margu, regia Laszlo Vödös. Premiera va avea loc la sala Zăvoi din Parcul Zăvoi, din distribuție făcând parte a actorii Rada Constantinov și Mihai Florin Nițu. Despre spectacol, regizorul a declarat: fiecare om are suflet. Asta înseamnă că fiecare localitate este plină cu suflete.
mai mari, mai mici, mai ascunși, mai la vedere, mai duri, mai fini, mai prezenți sau mai uitați. Mulțumită lor, urbea trăiește. Dacă nu sunt uitați, trăiesc cu noi, împreună cu noi. Ne îmbogățesc, ne fac mai buni. În mod paradoxal, sufletele ne fac mai umani, mai fericiți. De fapt, nu putem trăi fără ele și ele fără noi. Trebuie numai să ne aducem aminte de ele, să le invocăm și prezența lor va fi simțită, poate și vizibilă. Râmnicul are multe suflete, iar Anton Pan este unul dintre acestea, chiar din primul rând. Spectacolul face parte din programul managerial Excelsior. Acest program vizează producerea de spectacole de teatru modern și contemporan, promovarea unor estetici noi și provocatoare, dar și introducerea în circuitul teatral românesc a unor texte contemporane din dramaturgia internațională și românească. Pentru un joc din Liga 4-a Vâlceană la fotbal ne-am deplasat pe terenul unei echipe nou promovată în acest eșalon. Bun găsit de la Sălătrucel! Aici, unde Alutus din localitate primește vizita experimentatei Viitorul Valea Mare. Întâlnirea contează pentru etapa cu numărul 5 și va fi condusă la centru de Marian Truță, ajutat la cele două linii de George Bogdan Păușescu și George Cristian Mărginean. În clasament, cele două formații ocupă locurile 12, respectiv 10. Gazdele, acum în atac, au irosit prima șansă prin Alin Albu, al cărui șut din poziție bună a fost rezolvat de portarul Marian Bărbuleț. Oaspeții au replicat prin Lucian Briceag, autorul unui șut bun de la mare distanță, dar golkeeperul Alexandru Didoiu a fost salvat de transversală. Au urmat două situații bune pentru gazde. Raul Miciuru a șutat din apropiere, dar Bărbuleț a fost la post, după care centrarea lui Miciuru a fost reluată pe lângă poartă de Marian Cărăbineanu. Rămânem la poarta oaspeților, aici unde Sorin Niță a trimis periculos din lovitură liberă, Bărbuleț a respins în lateral până la Cristian Nuță, care a trimis defectuos. Nicolae Octavian Dina a scăpat singur pe partea stângă, a trimis la colțul lung, dar balonul a ocolit poarta celor de la Alutus. Lovitură de colț pentru gazde execută Cărăbineanu. Alin Albu a venit la întâlnirea cu balonul și a stabilit rezultatul pauzei, 1-0. În debutul actului secund, trupa din Valea Mare a pus presiune pe poarta lui Didoiu, cel care a intervenit magistral la șuturile trimise pe rând de Lucian Briceag și Lucian Munteanu. Și totuși golul egalizator a venit în urma unui trasor, trimis exact în țintă de Ionuț Vâlcea. Mai mult, oaspeții aveau să preia și conducerea în urma unei lovituri libere transformată cu ceva noroc de Florin Diaconu. O altă lovitură liberă a obținut și gazdele în urma unui fault comis de Andrei Capitanu asupra lui Raul Miciuru. Execuția i-a aparținut lui Alin Albu, care și-a trecut în cont dubla și a restabilit egalitatea. Oaspeții au avut o nouă oportunitate de a înscrie, dar Lucian Briceag a trimis peste transversală. Gazdele ar fi putut tranșa victoria în urma unui penalti controversat. La un duel între atacantul Cărăbineanu și portarul Bărbuleț, decizia a venit după discuția dintre centralul Marian Truță și asistentul George Bogdan Păușescu. Spre nemulțumirea oaspeților s-a dictat lovitură de la 11 metri, executată și ratată de Sorin Niță. Același jucător a avut o nouă șansă în prelungiri. La centrarea lui Raul Miciuru, Niță a trimis bine cu capul, Bărbuleț a intervenit la fel de bine și putem spune că a adus un punct echipei sale, pentru că rezultatul final a fost 2-2. Câteva concluzii după egalul de azi. Un meci cam de uzură, să zicem așa. Am avut multe faze de gol, dar n-am reușit să fructificăm. Consider că am pierdut două puncte, nu că am câștigat un punct, având în vedere că am jucat pe teren propriu și că am condus la pauză cu 1-0. Păcat că acest teren nu se prezintă în condiții bune și ne este foarte greu să jucăm pe el, mai ales că nu este udat. Dar sperăm că domnul primar și cei din conducere vor face ceva în privința asta și se vor rezolva lucrurile. Un meci slab făcut de noi, un meci disputat, am avut 11 metri care ne-am bătut joc de el. Ce, s-am pierdut punctele acasă, ca și meciul cu Șușanii. Asta e, am fi vrut să câștigăm noi. Mai mult n-am putut astăzi, nu s-a putut. Un meci bun.
Până la urmă, cred că rezultatul e echitabil. Au avut și ei ocazii. Am avut și noi, păcat de penaltul care l-am ratat. Eu zic că dacă marcam din 11 metri, nu mai aveam probleme cu victoria pentru astăzi. Îmi pare rău că echipa s-a dăruit. Am avut și vreo 5-6 jucători care nu mi-au venit de bază, cu improvizații, cu... La una peste alta, pe total, eu zic că am jucat bine. Valea Mare e o echipă foarte bună, vicecampioană la Seria Sud Liga 4 anul trecut. Acum 2 ani și acum 3 ani deja a câștigat campionatul în Seria Sud Liga 4. N-au vrut să promoveze la Superliga. Mă rog, dumneavoastră știu că sunt cheltuieli mai mari, e vorba de finanțe. Un joc bun. Sunt mulțumit de jocul prestat de echipa mea astăzi. Mă ne mulțumește puțin rezultatul, da? Până la urmă e echitabil. Câteva concluzii după egalul de azi. Deci 2-2 un rezultat, zic eu, echitabil după numărul de ocazii și al gazdelor și al oaspeților. Problema este cu aceste distanțe mari pentru că am fost nevoiți să ne trezim mai de dimineață. Noi la țară ne mai ducem și pe la nunți și băieții sunt obișnuiți să doarmă mai mult. A fost un meci echilibrat, o echipă sportivă care nu au fost faulturi dure. În concluzie, un rezultat echitabil. În etapa viitoare, Alutus va juca în deplasare la Băile Govora, în timp ce echipa din Valea Mare va primi vizita celor de la Victoria Frâncești. Atât de la Sălătrucel, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. Astăzi vă propunem un interesant și atractiv cuplaj din Superliga Vâlceană la fotbal. Bun găsit de la Vlădești, aici unde vom asista așadar la două partide. Este vorba de etapa cu numărul 7, iar spectacolul va fi deschis de partida AS Băile Olănești, în calitate de gazdă și FC Băbeni. Un arbitru de prima ligă va conduce la centru această partidă. Este vorba de Cătălin Buș, ajutat la cele două linii de Marius Vlodeanu și Robert Băltac. Cele două formații sunt vecine de clasament la egalitate de puncte și ocupă locurile 6, respectiv 5. Pentru centralul Cătălin Buș a fost ultima repetiție înaintea duelului din prima ligă dintre Clinceni și FCSB, partidă la care Vâlceanul este component al brigăzii de arbitri. Prima mare ocazie a aparținut gazdelor atunci când o centrare a lui Ștefan Bolovan l-a pus în situație perfectă pe Alin Bunescu, al cărui șut din apropiere a fost respins de Laurențiu Cazan, reprofilat pe postul de portar în acest meci, în replică la o centrare a lui Constantin Văcaru. Nicușor Călin ajunge prea târziu la întâlnirea cu balonul. Același Călin avea totuși să deschidă scorul după ce a luat o acțiune pe cont propriu, a trimis plasat și l-a învins pe Georgian Vâlceanu. Până la pauză ar mai fi de consemnat faptul că formația gazdă a rămas în 10 oameni undeva prin minutul 30. Asta nu s-a văzut, cel puțin în debutul actului secund, atunci când un balon centrat de antrenorul jucător Ștefan Răcăreanu a fost întors de Octavian Andrescu pentru Ciprian Tudorică, al cărui șut din întoarcere a restabilit egalitatea. Mai mult, Alin Bunescu a pătruns în viteză în careul advers, a trimis puternic sub transversală și gazdele au preluat conducerea. Egalitatea a fost restabilită de Constantin Văcaru, dar oaspeții nu s-au bucurat prea mult, pentru că o pasă a lui Teodor Oprea l-a găsit acolo unde trebuie, pe Ioan Floricu, cel care l-a învins pe Cazan și Olăneștiul a trecut din nou la conducere. Cu 4 minute înainte de final, centralul Cătălin Buș a acordat penalti la poarta gazdelor. O contribuție importantă la ceea ce a urmat și-a adus-o antrenorul jucător Răcăreanu, care, așa cum se vede, i-a indicat propriului portar colțul pe care trebuie să îl aleagă la execuția lui Constantin Văcaru. Să vedem dacă a avut dreptate. Portarul Vâlceanu și-a ascultat așadar profesorul și a devenit eroul partidei, pe care trupa lui Răcăreanu a câștigat-o așadar cu 3-2. Câteva concluzii după această victorie. Un meci foarte greu. Am jucat în 10 oameni în minutul 30. Ne-am mobilizat a doua repriză și am câștigat. Mă bucur. Suntem o echipă nou promovată. Încercăm să jucăm cât mai bine, să câștigăm puncte. E foarte greu. Ne strângem foarte puțin la meci. Avem un lor limitat.
dar ușor, ușor încercăm să obținem punctele acasă, în deplasare, la echipele de nivelul nostru. Urmează meciul cu Călimănești. Meci foarte greu. O echipă care face antrenamente, eu întâlnim doar sâmbătă să jucăm, jucăm de plăcere, fără nicio remunerație. Dar sper să scoatem un punct și de acolo să încercăm ceva frumos pentru echipă. O victorie prețioasă obținută în 10 oameni. O victorie mai mult decât prețioasă pentru noi, ținând cont că aveam decât 8 puncte în 4 etape. Mă bucur foarte mult joc, atitudinea băieților. Am avut o atitudine foarte bună, chiar dacă am avut un om în minus de minute 30. Consider că am făcut un joc bun. Pe ansamblu, cred că am meritat, ținând cont de efortul care l-am făcut noi cu om în minus. Au avut și câteva ocazii, penaltii ratat. Trebuie să-i mulțumesc lui George, e eroul nostru, știți că și anul trecut a apărat vreo 3-4 penaltiuri, un băiat deosebit. Toți băieții sunt de fapt deosebiți, s-au venit, au jucat, am avut bucuria de a-i vedea pe toți în vestiar după vreo 3-4 etape în care am jucat cu foarte mulți juniori și la Budești, cu Chimia. Mă bucur că au putut să vină și sperăm etapa viitoare la intermediară cu Călimănești să putem să ne strângem, să mergem, să jucăm, vedem ce va fi, vom întâlni o echipă foarte, foarte bună. Am văzut și prima repriză la Costești, o echipă cu jucători tineri, un antrenor foarte bun. Încercăm și noi cât putem, am rămas foarte puțin seniori, ne bazăm pe foarte mulți juniori. Mă bucură foarte mult atitudinea lui Neașa Ionuț, un jucător care ne-a ajutat foarte mult în ultimele 3 etape. De precizat că sunt copii născuți în 2004-2005, au făcut și buletinul unii dintre ei, am avut și jucători fără buletin pe banca de rezerve, am avut jucători de la Olănești. Sperăm să avem rezultate bune cu ei și de la anul să încercăm să facem o echipă mult mai bună la A1, cam asta este obiectivul nostru, pentru la anul să facem o echipă pentru campionat la A1. Acolo am discutat și cu oamenii de la primărie, ne-au sesionat și așteptăm să vedem ce va fi de la anul. În etapa următoare, echipa lui Răcăreanu se deplasează la Călimănești. În câteva momente va începe și cea de-a doua partidă din cadrul cuplajului fotbalistic de la Vlădești. Stejarii din localitate ocupă locul 11, penultimul cu numai 3 puncte și speră să iasă din această zonă la capătul jocului cu ocupanta poziția 8-a, Unirea Tomșani. La centru îl avem pe Ioan Iulian Mihai, ajutat la cele două linii de Paul Florin Păunescu și Adrian Chebar. Albroșii de la Stejarul Vlădești au avut o primă ocazie la lovitura liberă executată bine de Bogdan Grătar, dar portarul Florin Oprița și-a făcut datoria. La aceeași poartă, Răzvan Popescu a fost aproape de gol, dar a trimis pe lângă. Scorul avea să fie deschis de Tomșeneni în urma unui șut din afara careului mare, expediat de Ioan Surcel pentru 0-1. Stejarii nu s-au descurajat și au reușit să întoarcă rezultatul prin două goluri asemănătoare, înscrise de Vasile Matei. La puțin timp, egalitatea a fost restabilită de Petre Buliman. Mai mult, o inexactitate a portarului gazdelor a fost taxată prompt de Bogdan Șurlin și la pauză Tomșaniul conducea cu 3-2. Misiunea stejarilor a devenit și mai grea în startul actului secund, atunci când Robert Iordănete a primit meritat cartonașul roșu. Și totuși, o lovitură liberă executată de Bogdan Grătar avea să aducă golul egalizator, înscris de Andrei Tarara. Echilibrul nu a durat prea mult, pentru că Șurlin a scos un penalti, Răzvan Milosteanu a transformat și oaspeții au preluat din nou conducerea. În timp ce președintele stejarilor, Sandu Rogojină, pregătea tradiționalul grătar, jucătorul, a executat o lovitură liberă, în urma căreia Matei a înscris și gazdele au egalat la 4. Finalul a aparținut oaspeților, care și-au materializat superioritatea numerică prin două goluri înscrise de Bogdan Șurlin, cel care a stabilit rezultatul final, Vlădești, Tomșani, 4-6. Câteva concluzii după victoria de azi. Bună seara! O victorie muncită, ținând cont că mai mult de jumate din lună a venit azi. O victorie meritată și cu adevărat muncită. Urmează meciul cu Minerul Costești. Da, urmează un meci foarte, foarte dificil. Sperăm să ne strângem toți, să facem un meci bun. Păi ce să mai, a fost un meci de infart. Dăm de o finală de Liga Campionilor. Rezultatul, sau soarele mai bine zis, dăruit de cel de sus cu atâta generozitate.
și am tors privirea când la gazde, când la astăzi. Până la urmă am jucat mai bine și am câștigat. Felicitări și echipei gazde pentru maniera sportivă în care și-a desfășurat jocul. Felicitări și oaspeților care au luat tot. Da, este o rivalitate veche. În momentul de față, noi suntem în plină reconstrucție a echipei. Dacă ați observat, am avut 6 juniori în teren, toți 6 cu buletine și suntem, zicem, pe drumul cel bun. Deja o să urcăm în clasament, am fost pe locul 7 până astăzi, cred că o să ajungem pe locul 6. Și să zicem că acum, după etapa 7, obiectivul nostru de terminare la sfârșitul campionatului în play-off este realizat. Urmează nu numai meciul cu Costești, urmează 3 meciuri extrem de dificile. Cu Costești la Tomșani, cu Călimănești la Călimănești și cu Drăgoești la Drăgoești. Deci jucăm cu toate echipele de pe podiu. Să sperăm că vom avea o comportare onorabilă și ne vom ridica la înălțimea la care sunt adversarii noștri, cele 3 echipe care le-am pomenit. Bună seara, în primul rând, și vă mulțumim că veniți aici la noi, la Stejarul Vredești, în al doilea. Un meci bun al echipei mele, dar cu greșeli personale. Asta este. Sunt copii tineri, am jucat cu 4 juniori, 2001, copii tineri. E greu, nu se concentrează, au făcut un meci bun cu Costeștiu, venind acasă le-am spus, înaintea meciului, o să fie un meci greu, pentru că s-au cam umflat un pic. Au zis că am făcut un rezultat bun la Costești și sunt... Păcat. Păcat că n-au jucat rău. Nu s-a jucat rău. Felicit echipa adversă, pentru că asta e, au câștigat. Meciul a fost strâns. Ce să mai vă spun? Ce așteptări aveți de la următorul meci? Următorul meci este miercuri. Foarte greu va fi să strângem. Sunt 4 băieți care pleacă la facultate. Foarte greu va fi să jucăm intermediare. Nu știu ce se întâmplă cu intermediarele astea, că nu trebuia să pună aceste intermediare. Am înțeles să jucăm la ora 3 după masă, nu știu. Sunt la facultate, sunt la servici, va fi foarte greu să strâng. Și astăzi n-am avut decât 3 rezerve, e foarte greu să strângem. Deja au plecat la facultate, sunt copii care... Foarte greu, nu știu ce face AJF-ul, dar e greu să jucăm intermediare. Sperăm să nu mai fie niciuna. În etapa următoare, stejarii vor juca în deplasare la Drăgoești, în timp ce tomșenenii vor primi vizita celor de la Minerul Costești. Punct final cuplajului fotbalistic de la Vlădești, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.